bună ziua. Sunt niște prieteni de noștri la noi, dar poftiți și dumneavoastră. Băi, cântați așa din când? Chiar ieri am cântat. Chiar săptămâna trecută sau nu știu când a fost un concurs de muzică sau ceva, sau... Niște prieteni de noștri la Chișinău s-au pornit încoace așa, pur și simplu. Și au ajuns acolo și spuneau că au intrat în discuții cu dumneavoastră. Și i-ați invitat acasă, le-ați cântat, le-ați dansat. Ah, da, când... Eugen, când a fost, Viorica, da. Când a fost festivalul. Sau festivalul când a fost, da. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Bine v-am găsit! Noi nu vă vedem numai la televizor și pe internet și am zis că nu putem să trecem prin Valeni să nu vă vedem în realitate. Să vedem, sunteți voi. Ne pare bine. A fost așa că zic, dacă mă duc eu să scot, vin, tu treci la top. În locul băiatului, că băiatul batea toba, un ficior de anul, ficior mai mare, Nicolae. El batea toba. Zic, treci la tobă și fluieraș îi dau lui Nicolae să cânte. Și a început Nicolae să cânte la fluieraș și bunica să bată toba. Și de aici s-a luat jos, bunica bate toba. N-au căzut jos. Ei au început de acum să... Ei până să plece, aici n-aveam ușa asta, fereastra asta, aici nu era, era gol. Da. Adică, știți, un prispa, așa. Da. Și ei de acum cântau bunica bate toba, și melodie le-am cântat-o eu, tot o melodie țigănească, ca mare, cuvinte murdare, așa. Murdare. Acolo au prins... Și eu, dacă eram numai bărbat, ține-mi permis, le cântam. Vesel era. Și ei au luat de aici, au luat refrenul pe loc. Și vânica bate toba, vânica bate tare, alelelelele, uite la, iar sună asta. Nu-i vine a crede.